Bine, am găsit, prieteni, bună dimineața! Ca de obicei, cafea cu ulei de cocos. Uitați la ea ce spumă are, ce culoare și vă spun și are și un gust extraordinar. Este cafea, apă și ulei de cocos. Atât. Cafea, adică eu beau Nes, dar se poate cu orice și cu orice tip de cafea și de cofeinizată, n-are importanță. Nu beți cafea, puneți în ceai. Eu beau cafea și vedeți ce aspect are. Pentru că e adevărat, o mixez la blender, se emulsionează foarte bine uleiul de cocos în acest fel și dă acest aspect. Nu are importanță, puteți să o mestecați și cu lingurița, nu are niciun fel de importanță la efect, efectul uleiului de cocos. Dar pentru gust și aspect este mult mai eficient să o mixăm la mixerul vertical, la blender, cu frotterul, nu are importanță. Uitați ce ne spune Ioana Lavinia pe mesajul ei pe ecran. Deci ea bea cafea cu ulei de cocos și nu mai are deloc poftă de dulce. Este un mare avantaj al uleiului de cocos. Și ca să nu uit, pentru că primesc întrebări, uleiul de cocos trebuie să fie virgin sau extra virgin presat la rece. Trebuie să scrie neapărat pe cutie chestia asta, pe borcan. Dacă nu scrie, probabil că nu, adică sigur nu este rafinat. Chiar dacă scrie bio, nu are importanță. Bio n-are legătură cu faptul că e presat sau nu e presat la rece, ci are important, are legătură cu felul plantații din care s-au cules uleiul, s-au cules nuca de cocos din care s-a extras uleiul. Așa. Și ce mai spune Ioana Lavinia? Că dacă îi mai vine foame în timpul postului intermitent, aplică manevra de presopunctură. V-am arătat-o și în alte clipuri. Se ține aici, în fața urechii, apăsat, timp de 30-60 de secunde. Și senzația de foame dispare sau se reduce semnificativ și nu vă mai chinuie. Da. Iar uleiul de cocos, am spus în foarte multe clipuri, repet, poate pe unii v-am plictisit, dar fac în fiecare dimineață acest clip cu ulei de cocos pentru că el, pe de o parte, numărul de abonați pe care i-am eu pe diferitele platforme crește și ei poate că n-au văzut și în felul acesta văd și pe de altă parte, numărul celor care văd este limitat pentru că așa funcționează aceste platforme sociale. Servesc postările, clipurile unui număr limitat de persoane, nu la toată nu la toți, nu către toți abonații. De aceea, dacă unii dintre voi ați mai văzut clipul cu ulei de cocos și sigur ați mai văzut, eu zic că merită să le vedeți în continuare pentru că dau exemple noi de fiecare dată și în felul acesta se vede că se obțin rezultate. Dacă aveți suspiciuni, neîncredere că s-ar putea să vă producă uleiul de cocos anumite probleme la nivelul profilului lipidic, adică trigliceride de colesterol, eu zic să le determinați înainte de a începe uleiul de cocos, dacă vă hotărâți totuși să încercați, LDL, HDL, trigliceride și hemoglobina glicată și indicele HOMA care arată nivelul de insulinorezistență. Și le determinați apoi după o lună, o lună jumate, două și vedeți care este evoluția lor. Eu zic că este bună. De asemenea, uleiul de cocos la persoanele care au probleme de tranzit, au constipație, îl reglează tranzitul, dispare constipația. Închei aici, vă doresc o zi bună, sănătate, la revedere!